De la o pasiune discutăm despre altă pasiune. Sabina Roibu este jurnalistă, însă are o mare pasiune pentru cărțile senzoriale. Am invitat-o în platoul o nouă zi ca să-i descoperim povestea și să aflăm care sunt avantajele acestor obiecte textile în trend pe care le confecționează și care ascund o mulțime de posibilități și activități pentru copii. Așa că aflăm mai multe și o salutăm pe Sabina. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit la o nouă zi! Bine v-am găsit! Ai venit cu o singură carte și tind să menționez, pentru că, într-adevăr, toate nu mai reușești să ai produse în stoc, pentru Leacă că toate repede. Cărțile se vând repede. Exact. Așa a început, de fapt, afacerea ta, nu? De fapt, nici nu am bănuit că va merge atât de bine. Am făcut un singur model și la plasarea pe pagina de socializare a fost întrebat și am înțeles că urmează să meargă aceasta. Așa, ai acum în mână o carte care este pentru copii mici? Da, este pentru o vârstă micuță, așa ca să ne jucăm, deci pentru copiii mai mici alegem niște cărțulii unde nu se prea dezlipesc elementele. Așa. Da, ca să nu le poată pune în guriță. Ia să vedem, să vedem. Avem aici o carte, chiar este scris și numele copilașului, da? Ele da? Toate se fac personalizate, cu poze, nume, sau la solicitarea Așa, e foarte important ca văd că fiecare are o textură interesantă, astfel încât copilul să descopere forme, culori. Așa. Alegi toate aceste ingrediente după bunul plac. Iată, aici avem un morcovior, da? Trebuie să-l scoată. E o poveste deci, care trebuie continuată sau nu, fiecare deci pagină? Fiecare mămică își creează propria cărțulie la solicitare. Pot propune eu ceva în cazul în care mămica nu este decisă, dar în general toți cei care fac o comandă deja știu ce își doresc să fie acolo. Este o carte realizată din materiale naturale, eco... Da, folosesc doar fetru, bumbac, ceea ce este pentru copii binevenit să se joace cu ele. Folosesc elemente din lemn, dar mai mult încerc să evit toate detaliile care pentru copilași nu sunt prea potrivite. Mai ales pentru copiii mici. Pentru copiii mici, exact. Sunt mai multe tipuri de cărți pe care, iată, le vedem chiar și acum la ecran, pe care le-ai realizat. Înțeleg că realizez cărți pentru diferite categorii de vârstă. Da. Hai să vedem care este rolul unei cărți senzoriale. În primul rând dezvoltă creativitatea, dezvoltă simțurile, putem învăța foarte multe, practic totul putem învăța copilul prin joc, ceea ce pentru un copil este mult mai interesant. La ce putem învăța, de exemplu? Putem învăța în cifrele, literele, putem învăța formele, a număra, a scrie, a citi, deci absolut tot ceea ce dorim să învățăm un copil, putem să-l învățăm prin joc. Și atunci este mai interactiv. Copilului îi place. Înțelegem că e cumva o alternativă la abecedarul clasic? Nu mai este abecedarul o carte foarte atractivă pentru copii? Nu, nu pot să zic acest fapt. Deci abecedarul își are locul său pentru un copilaș. Asta este o metodă mai nouă, este foarte întrebată, pentru că copiii se plictisesc repede. Și atunci când le propunem ceva nou, ei... Mai ales copiii din generația asta nouă, într-adevăr, au nevoie nu de abecedar, dar și de un joc, pentru că prin joc acum se învață. Și în unele școli așa se procedează. Înțeleg că această carte poate fi și spălată sau trebuie mai atent? Nu, poate fi și spălată, doar că atent, adică nu o putem pune în mașina de spălat, o spălăm manual, dar absolut. Comenzi personalizate, cu siguranță ai, pentru că, așa cum vedem și aici, ai personalizat cu numele. Ce comenzi personalizate interesante ai avut și ce roagă mămicile să incluzi în... Mămicile iubesc culorile, cât mai multe culori, cu atât copilul este mai atractiv, formele. Mămicile, sunt unele mămici care preferă cu pozele, deci pozele copilașului să fie pe cărțulie cu numele. Dacă are copilul un an sau doi și scrie în prima mea carte, dar rămâne ca o amintire, poate dacă o păstrăm pentru copil, este ceva foarte frumos când va crește. Văd că faci asta din pasiune, strălucesc copii când vorbești despre cărțile tale senzoriale. Ești cumva conectată cu copiii sau cu părinții, încerci să afli despre ce le place lor, astfel încât să realizeze o carte unică, pentru că înțeleg că
cărțile tale... Sunt toate diferite. Sunt toate absolut diferite. Absolut. Și dacă îți spune o mămică, uite, vreau exact așa o carte. De fiecare dată, chiar dacă mămicile răscolesc în fotografiile care deja sunt publicate și își doresc o astfel de comandă, oricum, careva detalii sunt modificate, fără ca să vreau. Adică așa se primește că... Și ce detalii cere de la părinți? Părinții, în primul rând, când fac o comandă, îmi spun vârsta copilului, activitățile care trebuie să fie în cărțulie. De exemplu, dacă cei, pentru cei mici este mai simplu, da? Punem animăluțe, forme, pentru cei care se pregătesc pentru școală, punem ceasul, cifrele, atunci deja discutăm mai detaliat toate detaliile, putem învăța anotimpurile, absolut tot. Și atunci, pentru cei mari, discuția este un pic mai amplă, ca să realizăm copilului să fie utilă cartea, să nu punem în cărțulie ceea ce copilul deja cunoaște. Este o carte în care se joacă copilul singur, independent, sau are nevoie de părinți? Totuși, cred că părinții, mai ales pentru cei care se pregătesc pentru școală, părinții sunt de ajutor, așa? Dar încerc să fac cărțulia în așa mod ca copilul să se poată juca singur și părintele să poată, nu știu. Cum am putea, de exemplu, ceva să ne jucăm cu această carte? Pentru că la prima pagină, ceea ce observ este aici o periuță de dinți. Da, o periuță de dinți, da, care o se detașează. Da, se detașează, așa. Se ridică la hipopotam. Am gurița, dacă observăm. Deci învățăm că trebuie de spălat dinții de dimineață. Exact. Asta e pe post de... E un suport, da, e ca un suport, da. Așa, deci gurița se deschide la hipopotam. Se deschide gurița? Da, da, deci se deschide gurița și spălăm dințișorii. Așa, spălăm și sus. Exact. Mai departe, alături ce este? Asta este o crema care o folosește, deci punem crema pe periuță, crema de dinți. Deci e pasta de dinți. Pasta de dinți, exact. În următoarea pagină ce învățăm? Următoarea pagină este o fetiță micuță, da, deci focul se, la fel, se dezlipește. Asta este foc. Așa, da. Acolo, în ceaunel, avem legume, da, pe care le punem și fetița face mâncare. Așa. Cam la ce preț este așa o carte? Pentru copilașii mici, paginile încep de la 60 de lei, o pagină, prețul, deja în dependență de complexitate. Pentru cei mici, 70, 80, 90, deci totul, preț, nu este un preț standard. Se discută în dependență de solicitare. Eu deja cunosc cam plus minus câte materiale utilizez. Care e cea mai groasă carte? Câte pagini? Cea mai groasă carte a fost de 12 pagini. Da. 12 pagini. Nu trebuie să fie exagerată, pentru că copilul sau poate ține și în mânuțe. Și nu este bine atâta informație, inclusiv și pentru copil. Este o carte foarte utilă, mai ales atunci și pentru părinții care pleacă sau organizează o vacanță, astfel încât copilul să aibă o activitate, exact, nouă, mai ales când ești în avion, în drum, da, oriunde. Îți mulțumim foarte mult și îți urăm mult succes în afacerea pe care ai pornit-o, pentru că aduci zâmbetul pe fiecare copil. Încerc. Și asta, eu ca tânără mămică, încerc. Îți spun și eu că într-adevăr este un lucru minunat. Sabina Roibu a fost la noi cu aceste cărți senzoriale, așa că dacă v-a plăcut, puteți să o căutați.